Imnul național al Franței, La Marseillaise, este o piesă muzicală încărcată de istorie și semnificație, reprezentând un simbol al luptei pentru libertate și democrație în această țară. Compus într-o perioadă extrem de tumultuoasă a istoriei franceze, acest imn a fost creat de Claude-Joseph Rougedelys și a devenit un manifest al Revoluției franceze și al spiritului revoluționar al celor care credeau în această cauză. Rougedelys s-a născut pe 10 mai 1760 într-o familie modestă din Lons-le-Saunier. Tânărul Claude și-a început cariera militară, absolvind școala militară de geniu din Mézières și ajungând să fie ofițer în armata regală. Cu toate că a fost un om al armelor prin definiție, Rougedelys a fost și un talentat compozitor și poet, pasiunea sa pentru muzică îmbinându-se cu angajamentul său civic și patriotic. În 1792, în timpul Revoluției franceze și în contextul declanșării războiului cu Austria, Rougedelys a compus ceea ce avea să devină imnul național al Franței. Melodia și versurile inițiale au fost denumite Cântec de război pentru armata de Perin și au fost compuse la Strasburg în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1792. Această compoziție a fost inspirată de spiritul revoluționar și de chemarea la luptă pentru apărarea patriei. Char de guerre pour l'Andurin a fost cântat pentru prima dată în public la un banchet oferit de primarul orașului Strasburg, Philippe Frédéric de Dietrich, în onoarea voluntarilor armatei de Perin, după cum deja ți-ai dat seama. Cu toate că La Marseillaise a devenit imnul național al Franței pe 14 iulie 1795, drumul lui Rougedelys nu a fost lipsit de piedici și necazuri. În timpul terorii iacobine, compozitorul a fost arestat pentru că s-a opus arestării regelui Ludovic al XVI-lea, în urma insurecției de la 10 august. A fost închis și ulterior eliberat, însă această experiență a lăsat urme adânci în viața sa de după. După perioada tulbure a Revoluției franceze, Rougedelys s-a retras din viața militară și s-a întors în orașul său natal, Lons-le-Saunier. Aici a trăit în modestie, iar situația sa financiară s-a deteriorat pe măsura trecerii timpului. A fost nevoit să-și vândă proprietățile și a trăit în sărăcie. Cu toate acestea, în ciuda greutăților, Rougedelys a continuat să creadă în valorile pe care le-a cântat în imnul său și în misiunea sa de a le transmite mai departe. În cele din urmă, Rougedelys a murit pe 26 iunie 1836 la vârsta de 76 de ani la Choisy-le-Roi. Rămășițele sale au fost transferate în 1915 la Hôtel des Invalides, un gest de recunoaștere a contribuției sale la istoria Franței. Astfel, viața lui Claude-Joseph Rougedelys este strâns legată de creația sa remarcabilă, La Marseillaise, drept pentru care rămâne ca atare în istorie, ceea ce în mod evident și-a și dorit. Imnul național al Franței continuă să răsune în inimile francezilor ca un simbol al luptei pentru libertate și egalitate, iar povestea lui Rougedelys se reprezintă fără doar și poate un exemplu al devotamentului și curajului în slujba unei cauze mai mari, având în vedere patriotismul de care dau dovadă chiar și astăzi locuitorii acestei țări.